și cam atât. Las că nu râde de mine. Da, de ce? Aia, și dacă râde sos de mine, aia este, frate, nu mă interesează, ok? Nu este ceva wow. V-a intrat televizorul prea mult în sânge acum? Gata, lăsați-mă cu ușor. Cred că ție ți-a intrat. Eu v-am zis, nu vă jucați cu calmitate și cu nu faceți teatru cu mine. Uite, iar ne ameninți. Nu, loc pe amenințare. Ce vrei tu să spui cu lucrurile astea? Dar de ce vă simțiți, frate? Mă, omule, tu nu vezi că ești de râs? Păi tu ești singurul care te atași, mă, nonei. Păi da, mă, pentru că ești luat în râs de toată casa. Lasă să mă atași. Râs de toată lumea de tine, te ia toată lumea mișto. Așa, de vreme, și... de vreme ne-am mutat toți, ai rămas aici. Ai venit după noi. Ne-am ridicat toți. Crezi că eu nu mi-am dat seama că voi v-ați mutat acolo ca să nu, că mă învârteam eu aici și vă deranja. Nu, deranjam. Mă, omule, ca să te luăm la mișto, dar tu cu inteligența ta mișto. Nelimitată, nu ți-ai dat seama. Hai să zic eu o chestie. Ce să-mi cine râde la urmă, râde mai bine. Ce să râzi? Păi noi râdem de tine de la început până la sfârșit. Când o să mai râzi tu de noi? Cu ce o să râzi tu de noi? Cu ce o să râzi, mă, cu niște dovezi? Băi, tu știi unde sunt adevăratele dovezi? Unde, frate? La noi. La noi. Într-o seară plec cu Fane la o cofetărie să luăm o prăjiturică. Da. Fane, hai să mergem să luăm prăjiturică. Eu ce-i zis lui Fane? Nu luăm așa prăjiturica de capul nostru. Hai la băieți să-i întrebăm dacă merg și ei cu noi sau să le aducem și lor o prăjiturică. Le-am dus la ușă la ei. Cioc, 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 liniște. Da. Ți-a deschis ușa. Amândoi în fața noastră așa. Păi ieșitem din baie, da. Eu ieșitem din baie. Eu am avut cu Fane. Da, acum ai ocază în lumina aia proastă, doamne, interesează. Bă, ce faceți aici? Noi și voi rușinoși, mă. Și am plecat cu omul ăsta vorbind singur. Ba, ei, na, ce s-a întâmplat? Frate, hai, mă, frate, lasă-mă, frate. Să vă mai spun o variantă care o știe domnișorul. Da. S-a dus și el la baie să-și facă nevoile. Așa. A ieșit de la baie. Ce acum a făcut? Să spunem. Bă, pus mâna, bă, nu mai vorbi prostii, că nu... Bă, ne-am c***at împreună. Și nu mai zic când ai plecat, că dormeam și... Da, dormeam și când ai plecat ai vrut să... Să ce? Când ai plecat și că a vrut să-și ia la revedere de la mine, din somn m-am și speriat, m-a pupat direct pe gură, m-am și speriat. Doamne, suficient. Auzi, mă, că... Eu înțeleg că voi, între băieți, mai aveți anumite glume. Nu avem, nu Andrei, avem așa nu e adevărat. Da, toți neagă acum, bă. Hmm? Bă, frate, v-ați distrat, băi, v-ați distrat. Băi, ați distrat. Dar nu aveam ce să-i fac, ce puteam să-i fac? Voi realizați, în ce situație mă puneți pe mine acum? Da. Bă, din moment ce faci o caterincă din asta, eu zic că la un moment dat a fost și o plăcere sau ai făcut ceva. A, da. Bine, mă, a, bine, mă, gata, sunt, cum spuneți voi, frate, dacă vreau... Ani, te deranjat cu lui Adrian? Am rămas puțin surprins, dar... Ai rămas puțin pe mă, lasă-mă cu băjara asta, ești nebun. Adică m-a deranjat foarte puțin. Ți-a plăcut și ce? Nu mi-a plăcut, frate, nu mi-a plăcut, dar nu aveam ce să-i fac, nu puteam. Am luat-o cap pe urmă, am zis, nu m-am gândit mai departe, n-am vrut eu să mă gândesc mai departe, că puteam să mă gândesc. Adrian, Andy, afară. Bogdan, afară. Păi eu n-am vorbit prostii. Afară! Tu, ce afară, acum! Te întreb pentru ultima dată. Marina, alegi să pleci din casa Puterea Dragostei prin descalificare? Azi, băi, lasă-mă, frate, băi, Andy, când deschideai subiectul și mă întrebai dacă a dat la bărbați, cum era, frate? Vorbește aberații. Vorbesc aberații. Adrian, Andy, afară. Bogdan, afară. Eu n-am vorbit prostii. Afară! Tu, ce drept? Afară, acum! Bun, toate fetele sunt aici, pe fete le interesează acest subiect, așadar eu zic să deschidem cutiile cu voturile băieților, să le zic așa, băieților, băieților, băieți, cum să le zic? Care mai sunt băieți? Băiețan, se ceartă? Cum si cum sa, puțin. Știm cine este lider. Știți? Nu! În casa fetelor. Trebuia să ne spune și nouă. Da, da, un avion. Și fetele. Roxana. Cu plăcere. Cu inimioară. Cu inimioară. Mulțumesc. Este a fetelor sau a băieților asta? A fetelor, că i-am scris. E de la tine inimioara? Să o văd încă o dată. De ce ai pus inimioară, Roxane? E de la mine. Pe ce e tu? E de la tine? Eu ce să-i nu știu că mi-a ieșit, pentru că nu mi-a ieșit bine fețele și a zis să schimb.
Mulțumesc, Andreea. Dar nu știu de la mine, alu. Nu era al meu, cred. Că era mai urât și inimioara. Amândouă, mă. Viorela. Mai ți-am mers. Ce scris frumos. Cu plăcere. Și cu inimioara. Vă rog, eu să ținem ușile mai mult deschise, că nu e bine. Păi, da, asta e. Gata, da, am zis. Roxana, cu inimioară. Cu inimioară. Ești mult de tot. Am făcut o inimioară. Una, două, trei inimioare. Asta nu e. Mai intens să iubiți. Și relația mai serioasă. 10 baloane cu heliu, da? Eu? Vine Raluca. Eu nu, Raluca. Tu tot insisti. Doar pe dacă n-am primit. Tu tot zice norocul. Promit că ți-au eu. Și eu când zic un lucru așa, promit. Nu zici când, da? Cândva. Da, nu zic când. La final. Roxana. Mulțumesc, cuplea. Mult. Fio. Fără inimă. Fără inimă. Nu e la meu, ăsta e al meu. L-am împachetat în pat. E mai rece, Fio. M-am obișnuit cu ea în cameră, acolo. Da, ce căldură. Roxana. Asta e tare. Cine m-a mai bună? Eu, mâine. Mulțumesc, o mare. Poate pentru că ai luat atitudine în fața lui Adrian? Sofia asta? Da. Au dat ce se ceartă acolo? Are atitudine mereu, Roxana. Nu pică la un numitor comun. Ai atitudine mereu. Ori se împacă. Aia al tău. E fiu. Ori. Oh, până și punctul de la iară inimioară. Vio. Mulțumesc. Ia va fi lider. Crezi? Sigur. Da? Da. Da. Mulțumesc, Plesi. Andy nu e aici ca să o susțină pe iubita lui Roxana. Ai susține prea mult băieții la baie. Susține doamna Simina, domnișoara, pardon. Hai, trei voturi. Ia să vedem. Te susțin degeaba. Și din casa băieților. Ce te vorbești? Vio. Nu știu cum vrea. Vio, sânge de oltean. Cine? Care a scris asta? Mulțumesc. Mulțumesc. Ușor cu complimentele. Da, atitudinea e că e așa. E ca între olteni. Da. Între olteni. Are atitudinea. Am văzut-o cum m-a luat pe mine atunci cu telefonul, cu poza. Adică am văzut-o. Doamne, când... Viorela. Mulțumesc. Ai grijă, Ștefane, că e... Ia să ai grijă cu mine. Viorela. Mulțumesc. Bravo. Băieții nu sunt aici ca să le mulțumești când o să se întoarcă. De când zic că o să le mulțumesc că între fete. Care mai sunt băieți? Au. Viorela. Mulțumesc. Ce faci? Ai sprâncene la fața. O urâtă fața. Da. Nu e ca ta, că lopata ta. Lopata. Am scris simplu, ăla a fost al meu. Nicio inimioară. Mai multe. Am primit multe. Nu știu, unul simplu, unul simplu. Așa nu e pusă inimioară și tu. Bravo. Dar fetele mi-au pus. Mai ești prietenă. Bă, că am avut și stele, dar și soare, în același timp. Am uitat-o pe eu. Roxana. Ce? Ce frumos. Ce-a zis, Roxana? Ce steluțe. Și soarele și luna. Mulțumesc, frumos. Andreea. Oh. Asta e Adrian. Era... Nu. Nu. Poftim, dar cum e scris, că nu văd bine. Andreea, crede-mă, e Andreea. A, cine m-a votat? Iubitul tău, probabil. Adrian. Nu. Adrian. Adrian? Da. Păi cu cine zici? Să voteze și el. Cum? Ai spus cine să voteze și el, că nu se înțelege cu nimeni, doar cu Andreea. Noi ne certăm, noi vorbim, noi nu, dăm când sunteți la televizor, vă certați, când vine în casă a fetelor, tu ești cea mai bună prietenă cu el. Bă, vorbesc cu toată lumea și cu Bianca vorbit. Vorbeai. Chiar dacă au fost și niște mici înțepături acolo, între da, voi. Dar cu toți sunt înțepături, dar eu trebuie să nu mă interesează. Mama răniți, da. Mari! Da. Nu, Bogdan. A, de la Bogdan. Bogdan. Mulțumesc, este un vot așa de încurajare, cred. Mari și o inimioară. V-ați apropiat? Da. Dar nu vrei să stăm mai... Să ne cunoaștem. Așa. Nu, cât mai bine. Nu mai pus. Îl place? Rio, ai câștigat. Da, îmi place de ea. Felicitări, Viorela! Liderul! În casa fetelor! Trecem cu. O să ai schimbare, o nu știu dată Viorela a pus-o, Ștefan?
Cine este lider aici, în casa băieților? Andy. Andy. Sunt foarte fericită că am devenit lider, nu mă așteptam și chiar mă bucur. Sper să fiu un lider bun. Ștefan. Da. Mergi și transmite-i liderul casei, de aici din casa băieților, să ia băieții să-i aducă aici în emisiune. Cine refuză să intre, să rămână afară. Ce-ți place la Bogdan Mari? Păi, am și spus că este un bărbat sincer și pe mine oricum mă atrag bărbați înalți. Adică, eu m-am înainte. Și, da, chiar... Unde se insignă? Nici nu știu cine mi-a dat-o, știu ce s-a întâmplat. Da, bravo. Aaaa! Un și lider. Ai pierdut-o pe... Marina. Da. Îmi ești datoare cu... un... răspuns. Da. Hai acolo. Uită-te bine la ei. Da. Și uită-te și acolo și gândește-te că acolo sunt toți cei care te-au susținut până în acest moment. Da. Gândește-te că tot acolo, undeva acasă, sunt băieți care vor să intre pentru tine aici în această emisiune. Băieți care să-ți ofere exact ceea ce-ți dorești tu. Băieți care să te respecte, băieți care să te iubească, băieți care să te facă să iubești din nou. Băieți care să-ți ia acea durere pe care tu o simți acum în sufletul tău. Durere, dezamăgire. Gândește-te că o astfel de șansă nu știu când va mai veni. Așa este. Te-ai luptat până în momentul de față. Chiar te-ai luptat. Ai trecut prin extrem de multe lucruri. Iar tu, Marina, mi-ai arătat puterea dragostei. Tu ești una dintre fetele de aici, din această casă, care au arătat puterea dragostei. Tu ai șanse să ajungi în marea finală. Pentru că tu ai arătat până în acest moment puterea dragostei. Gândește-te foarte bine la ce dai cu piciorul dacă alegi să pleci. Pentru că tu, dacă pleci de aici, din această casă, vei pleca doar descalificată. Nu te vei mai întoarce niciodată. Ori ai răbdare și rogi pe ei să te voteze în gală, ori alegi să pleci astăzi, dar prin descalificare. Da. Gândește-te bine, Marina. M-am gândit deja. Am avut destul timp să mă gândesc și am luat deja decizia. Nu o să o mai mi-o schimb, pentru că am argumente pentru decizia pe care am luat-o. Mi-am pus pe... mă rog, în gândul meu mi-am pus de ce să rămân și de ce să plec. Iar de ce să plec a fost mai puternic decât de ce să rămân. Și am luat decizia deja și da, voi pleca. De ce vrei să pleci? Care sunt argumentele? În primul rând, nu mai mă simt bine cu certurile din casă. Nu mai este ca la început. Nu mai mă simt bine, pur și simplu. Al doilea motiv. Nu simt că pot să mai mă îndrăgostesc aici. Și al treilea motiv, că am și probleme medicale care vreau să mi le rezolv la mine acasă, în țară. Și al patrulea, că sunt jignită și îmi place. Pentru mine e un motiv. Te întreb pentru ultima dată. Marina, alegi să pleci din casa puterea dragostei prin descalificare? Da, aleg să plec. Ce a însemnat această experiență pentru tine, Marina? Foarte mult. M-a dezvoltat ca și om din toate punctele de vedere. M-am maturizat, am descoperit părți ale mele pe care nu le știam. Plec cu foarte multe lucruri frumoase cu oamenii ăștia de aici, care fiecare din ei mi-a arătat câte ceva și m-a învățat câte ceva. Plec cu premiul meu cel mare, Daniel, care îmi va fi un prieten pe viață și sunt sigură de lucrul ăsta. Și plec fericită într-un fel, pentru că a fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o până în momentul de față. Și mă bucur din inimă că m-a schimbat. Da, chiar îți poate schimba viața această experiență. Mie mi-a schimbat-o și mi-a schimbat-o în bine. Și vă mulțumesc tuturor. Datorită vouă m-am schimbat.
Mi-a părut bine să te cunosc. Îți mulțumim pentru tot. Îți mulțumim că ne-ai făcut să zâmbim când aveam mai mare nevoie. Îți mulțumim pentru că ne-ai arătat puterea dragostei până în acest moment. Vă mulțumesc și eu. La revedere, Marina. Să ne vedem cu bine. Doamne ajută. Da. Vă las să vă luați la revedere de la Marina. Marina părăsește astăzi emisiunea Puterea Dragostei. Spune melodia ta acum. Spune melodia e cu bună dimineața. Am învățat multe lucruri de la oamenii de pe lângă mine și îi apreciez enorm de mult. Am învățat să fiu sinceră cu mine, în primul rând, să fiu mai matură, să accept unele glume. Am învățat foarte multe lucruri. Mă bucur de relația mea de prietenie cu Daniel. Cu siguranță ne vom vedea ca și prieteni, nimic mai mult. El este marele meu premiu în continuare, cum sunt și eu pentru el. Înțeleg că Andy le-a promis și altor domnișoare din afara acestei emisiuni, cum că după ce va ieși din emisiune o să facă un cuplu cu ele. Da, adică că această relație a voastră este una doar de show. Așa ai zis, Andy? Știi și tu că sunt plăcut de foarte multe fete și că zilnic primesc foarte multe mesaje. Ai tu acum la tine o înregistrare? După telefon. Vreau doar înregistrarea, să văd ce spune Andy, da? Adu telefonul. Da, este vocea lui Andy.